De ce scade OMV Petrom? Dacă ai deschis bursa astăzi, probabil că ai văzut că scade cu minus 2%, minus 3% și poate te întreb dacă este o scădere importantă și dacă s-a întâmplat ceva cu OMV Petrom, asta dacă nu ți-ai stabilit deja în calendar datele importante referitoare la OMV Petrom și anume data vis-a-vis -vis de dividendul special. Pentru că astăzi a scăzut deja cu 3% și sunt mulți investitori care sunt foarte prinși, ocupați și efectiv nu mai țin noțiunea timpului. Timpul ai văzut și tu cum trec zilele și atunci tocmai ce am ajuns în acest punct pe care l-am anticipat. Ei bine, astăzi este vorba de ex date pentru dividendul special. O să primim dividend special de la OMV pentru al doilea dividend de anul acesta, pentru că a plătit deja dividende de bază și urmează să ne mai plătească un dividend special, iar astăzi este ex date Scoatem OMV Petrom din calcul pentru o clipă, vedem că indicele bursier beta astăzi este minus 0,23% și vedem indicele energiei 0,60% în principal pentru că scade OMV Petrom pentru că este ex-date, dar vedem creșteri Compet, One United Properties, Transelectrica, în general verde și mai vedem anumite scăderi, de exemplu BVB după rezultate, Romgaz ușor 0,18%, în general comportament neutru. Vedem că Hidroelectrica se ține destul de bine la 122 lei per acțiune aproximativ, Banca Transilvania crește ușor la 27,45, Compet vedem într adevăr la 85,60 dar OMV Petrom scade cu aproape 3% la 0,75%. Și dacă ne uităm de la începutul anului, hidroelectrica stă la minus 6%, un randament destul de slab pentru acționari, chiar dacă a plătit acel dividend uriaș față de alte companii, față de alte oportunități pe bursa noastră, pentru că trebuie mereu să cuantifici potențialele investiții alternative. Nuclear electrica minus 7,35%, iar OMV Petrom stă la 31% la al doilea dividend, la al doilea XD de anul acesta. RomGaz vedem creștere cu 13%, Digi 38%, sfera 52%, randament deosebit chiar și Agvila la 41%. Și nu mai vorbesc de bănci, Banca Transilvania stă în continuare la 30% și BRD la 14%. Ei bine, OMV Petrom într-adevăr a scăzut cu 2,45%, însă nu a scăzut suficient de mult cât să reflecte această corecție care ar trebui să se facă cu dividendul special. Și o să discutăm despre asta. Plata dividendelor speciale distribuite 2024. Ei bine, OMV Petron vedem că a avut o volatilitate destul de mare, adică minimum din ultimele 52 de săptămâni a fost 0,51 lei și maximum aproape 0,80 lei per acțiune, aproape de prețul țintă stabilit de noi prin modele de evaluare. Ei bine, OMV Petron imediat după ce s-a deschis, vedem că a scăzut, însă nu a scăzut cu 3,88% dacă ne raportăm la prețul de referință înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare, dar trebuie să să în calcul faptul că a fost această scădere pe bursa noastră din cauza impactului global, ce s-a întâmplat în SUA, corecția din SUA, îngrijorările cu privire la acel carry trade, da, cu ienul japonez și cu alte situații care au tras în jos bursa și au tras în jos și cotația OMV pe trom. Și atunci mulți spun, ah, n-a scăzut cu 4%, ar fi trebuit să scadă, și aș fi așteptat să scadă cu mai mult ca să cumpăr. A scăzut cu 2,45%. În primul rând, poate să scadă cu mai mult, încă nu s-a terminat ședința de tranzacționare, poate să scadă cu un 3-3,5%, dar trebuie să-i încalcul și faptul că prețul de referință, chiar înainte de această ședință de tranzacționare, era deja ușor tras în jos de ce s-a întâmplat pe bursă ca răspuns la ce s-a întâmplat internațional și am acoperit pe canal toate aceste știri. Ei bine, este vorba despre acest dividend special de 0,03 lei per acțiune care urmează să fie plătit într-un quantum de 1,87 miliarde de lei. Am mai fost plătit un dividend de 0,0413 lei per acțiune anul acesta, ceea ce ar însemna un dividend total care ne intră nouă investitorilor, în noi în Vepetorum, de 0,07 lei, da? Și vedem că acest dividend a fost deja plătit și dacă l-am cumula la acesta care urmează să fie plătit, ar fi un randament de 12,4% la prețul de referință pe care l-au luat ei în calcul. Ei bine, a fost adunarea generală a acționarilor pe 25 iulie, a fost votat și ce să vezi, timpul zboară și am ajuns astăzi pe 9 august 2024 pe data ex-date și data plăți este pe 3 septembrie când o să încasăm dividendul în contul de brokeraj. OMV Petrom a avut un randament deosebit în ultimele 12 luni. Trebuie să luăm în calcul asta. Am discutat de ultimele corecții, dar trebuie să vedem ce randament frumos a avut. Încă de la începutul 2024 a avut o creștere deosebită, după care a avut o corecție la ex-date pentru că a mai plătit un dividend și ce s-a întâmplat? după acest ex-date. A continuat creșterea. Și după a continuat creșterea, am avut această scădere pentru că bursa a fost zguduită, am avut o mică revenire și acum avem ex-date-ul. Da? Ce se va întâmpla după? Probabil o să avem convergența către prețul țintă. Ei bine, într-adevăr, acest 2% pare, să zicem, îngrijorător pe grafic, dar trebuie să-i calcul faptul că primești 0,03 lei dividend brut per fiecare acțiune deținută dacă dețineai acțiunii noi în Tron până ieri cel târziu. Față de indicele brusier BET, vedem că OMV Petrom a generat 33%, da? față de 17%, vorbim de la începutul 2024, da? Deci a generat un alfa pozitiv uriaș OMV Petrom și cred că investitorii în această acțiune sunt destul de mulțumiți. Însă, dacă ne uităm în ultimele 12 luni, vedem randamentul foarte apropiat. Totuși, 41% OMV Petrom față de 37%, cu toate acestea întrebare, justifică riscul să expune doar în acest emitent față de un coș și de 20 de acțiuni, dacă ai fi avut în bet, bine, n-ai fi putut avea decât printr-un ETF care e foarte costisitor, ai fi făcut de replică probabil la primele 10 sau în funcție de ce strategie ți-ai ales din cele 5 portofolii pe care ți le-am prezentat, însă OMV Petrom a oferit deosebit randamentul, având în vedere faptul că acest randament nu puteai să-l obții direct pentru faptul că pe broker ai comisioane de brokeraj pe care trebuie să le plătești la fiecare achiziție și așa mai departe, pentru fiecare emitent în parte, pentru că ai văzut că este și acel comision în termen. Absoluți, adică pe fiecare ordine efectuat, și atunci OMV Petrom, un singur emitent, a oferit un randament deosebit. De aceea investim pe bursă să înregistrăm astfel de creșteri. Uneori sunt creșteri mai mici, uneori sunt scăderi, dar uneori sunt și astfel de creșteri uriașe. Ei bine, ne uităm la modelul de evaluare pentru OMV Petrom. În momentul acesta se tranzacționează la 0,75 lei per acțiune preț curent. Am efectuat această analiză pe care ți-am prezentat-o într-un material precedent, însă vedem că are un potențial de 24 de creștere de la prețul curent, pentru că prețul țint de anul acesta este 0,94%, asta prin primul model de evaluare în care am estimat fluxurile de numerar, da, free cash flow între 2024 și 2028 și în perpetuitate. Am spus că o să scadă în 2024 cu 30%, chiar dacă nu cred că o să investească cât au estimat în bugetul de venituri și cheltuieli și nu o să aibă un quantum uriaș pentru achiziții de imobilizări corporale, așa cum am estimat, totuși, din motive de prudență, am spus că o să vină cu un free cash flow la 3,8 miliarde în 2024. Bineînțeles, vom actualiza acest indicator în momentul în care avem raportul la 9 luni, adică și pentru trimestrul 3. După care am spus că o să crească cu 3% free cash flow în fiecare an și atunci prețul țint ar fi 0,94 dacă luăm în calcul și datoriile nete, numerarul și echivalente de numerar după plata dividendului special, deci am făcut deja ajustarea și împărțim la numărul de acțiuni și și la un preț țintă de 0,94 lei anul acesta. Prin al doilea model de evaluare ajunge la un preț țintă de 0,85 lei per acțiune, mai mic, da, o creștere potențială cu 12%, aceeași creștere am spus că va fi în free cash flow. Cu toate acestea, pentru perioada terminală nu am mai folosit metoda Gordon Growth și am folosit un multiplu de free cash flow de 10, da, și practic l-am aplicat la free cash flow din anul 2028 și bineînțeles am actualizat această valoare și ajungem la 0,85 lei. Cu toate acestea, dacă estimăm dividendele, da? pentru că OMV Petrom plătește dividende, dacă estimăm aceste dividende până în 2028 și în perpetuitate, tot cu Gordon Growth, cu metoda Perpetuity Growth, ajungem la un preț țintă de 0,90 lei per acțiune și vedem că de la acest preț este un potențial de 19% rămas după dividend. Dacă faci, să spunem, adunarea și cu dividendul, ajungi la un randament uriaș. Ei bine, OMV pe tron, vedem că este într-un trend ascendent și mai este destul de mult timp până la sfârșitul anului, da? Până la sfârșitul anului 2024, până intrăm în 2025 și atunci, întrebare, poate să ajungă de la punctul de astăzi la prima parte, să spunem, latura inferioară din intervalul de preț 0,85, evident că poate să ajungă, poate să nu ajungă, nu știm viitorul, dar este foarte probabil să continue acest trend ascendent și să ajungă la prețul de 0,85, așa că în continuare sunt long pe OMV Petrom anul acesta. Am publicat în registru de tranzacții mai multe rapoarte de documentare pentru OMV Petrom, efectuez tranzacții pe OMV Petrom la diferite puncte de preț și le public membrelor și ai văzut ce scriu în aceste rapoarte de documentare dacă ești în registru. Faptul că în continuare sunt bullish și explic de ce. Și atunci trebuie să vedem ce se va întâmpla între 9 august și 3 septembrie, pentru că astăzi a fost ex-date. Da? și am avut o corecție mai mică decât ar fi trebuit de la ultimul preț de referință dacă am fi luat în calcul dividendul, dacă am fi scăzut din prețul de referință dividendul brut. Dar asta nu înseamnă că trebuie să scadă cu atât musai, da, nu este neapărat să se întâmple asta. Cu toate acestea, poate să intre într-un trend ușor bearish o mică perioadă după care să aibă o revenire și o continuare în trendul ascendent până la 0,85 lei. De aceea vor fi zone foarte bune de acolo acumulare pe care le urmăresc. Pentru că, în opinia mea și pe baza analizelor pe OEV Petrom, nu s-a terminat încă trendul bearish. Vedem, de exemplu, ce s-a întâmplat la ultimul ex-date când a plătit dividend. Vorbesc aici de 14 mai 2024, a fost ex-date și a plătit dividendul pe 5 iunie. Într-adevăr, a fost o scădere, după care a fost o revenire, o zonă foarte bună de acumulare, în care, bineînțeles, am efectuat anumite tranzacții și raport. Dar, cu toate acestea, va fi același lucru, va fi în continuare o scădere și o revenire în OMV Petron, bineînțeles că nu știm viitorul, dar putem considera plauzibil că o să aibă o creștere viitoare. De ce spun asta? Pentru că este subevaluată. Și foarte multe persoane pun accentul pe rezultatele financiare care au venit în scădere sau nu au venit prea bune și că nu o să vină prea bune. Ok, nu vorbesc de faptul că e un growth stock. Nu spun că ar trebui să se tranzacționeze la 30 price to earnings. Spun de faptul că pe baza ultimelor rezultate financiare, chiar dacă vine în scădere cu 20%, cu 15%, este o companie subevaluată. Trebuie să faci diferența între value stocks și growth stocks. OMV Petroleum nu o să crească aici pentru că este un growth stock, din contră, nu este deloc un growth stock, dar este un value stock și am identificat împreună faptul că se tranzacționează la ofertă. Bineînțeles, poți să ai o opinie diferită pe baza analizelor tale, de asta e bine să ai control asupra prețului țintă, poate că tu consider că o să scadă și dacă ai făcut anumite analize și ai justificări în spate, atunci poți să iei decizii pe baza analizelor personale. Dar aceasta este analiza pe care o împărtășesc cu tine, pentru că aceasta este analiza pe bază care iau deciziile de capital pentru portofoliul meu de investiții. Și pentru că acest canal este pentru comunitatea Foxland și pentru investitorii care sunt în această comunitate, împărtășesc cu drag aceste analize. Întrebarea este, cumpere OMV Petron pe această scădere? Lasă un comentariu și spune -mi și mie, sunt foarte curios dacă achiziționezi OMV Petron în acest punct. Deci, referitor la dividend, trebuie să-i calcul faptul că urmă urmează să fie plătit 0,03 lei per acțiune, da? Dividend. Și atunci, pentru că o să primești acest dividend per acțiune, trebuie să știi că o să fie impozitat 8%, da? Asta dacă ești nou în investiții. Vreau să fac, să zicem, o reamintire. 8% este impozitul cu reținere la sursă. Tu nu trebuie să plătești acest impozit dacă ai, să zicem, rezidența fiscală în România. Acest impozit este reținut la sursă de către broker. Și atunci, de fapt, dividendul care o să-ți intre în contul de brokeraj este 0,0276 da? 276 lei per acțiune. Acesta este dividendul pe care de fapt o să-l primești în contul de brokeraj. Și o să calculezi câte acțiune ai avut până ieri, da? până pe ex-date. Să zicem că ai avut 10.000 de acțiuni. 10.000 de acțiuni ai în contul de brokeraj. Să presupunem, poate că ai 20.000 sau 30.000. Atunci o să primești 276 de lei. Practic înmulțești dividendul net per acțiune cu numărul de acțiuni dacă ai să spunem 100.000 de, de acțiuni, atunci îți intră 2.760 de lei, da? Dacă ai mai mult, poți să faci calculul. Dar e important să înțelegi că este și acest impozit. Și bineînțeles că dacă încasezi un venit suficient de mare cât să depășești un prag CASS, asta nu doar din dividendul OMV tron, cumulat cu alte dividende, cumulat cu, să zicem, investiții pe care le-ai închis și ai avut un profit la un moment dat, și ai avut acest venit din câștiguri de capital. Ele se cumulează și poți să intri într-un material pe canal în care ți-am explicat cum se calculează aceste impozite, cum se plătesc în declarația unică, dar mai avem mult până acolo, până atunci trebuie să facem profit și să ne construim portofol, pentru că e abia la anul în mai. Deci nu trebuie să-ți faci griji, dar am vrut totuși să spun că acest 8% impozitul pe dividend care este reținut de broker, deci nu mai trebuie să-l plătești tu ulterior, îți intră direct dividendul în contul de brokeraj, după care poți să-l reinvesti sau faci ce vrei cu banii, pentru că sunt banii tăi. Sunt chiar curios dacă te-ai gândit deja unde o să investești acest dividend din OMV Petrom. Dacă vrei, îmi poți lăsa un comentariu. Dar nu uita să-mi spui dacă vei achiziționa OMV Petrom pe această scădere. Sunt foarte curios să știu și eu și cred că și ceilalți membri din comunitate. Până data viitoare, te salut și îți doresc tot bine din lume!